Bună ziua tuturor, bine v-am regăsit, dragii mei prieteni, la o nouă etalare. Bine ați venit pe canalul meu Luminița Tarot, bine v-am regăsit. Mă bucur să vă revăd. Voi face oroscopul pentru Zodia Rax pentru săptămâna viitoare, 30 iunie, Zodia Rac, ascendent Zodia Rac. Înainte de toate, vreau să vă reamintesc, fiind o etalare generală, să luați doar mesajele care vi se potrivesc dumneavoastră. Și să încercați, dacă n-ați făcut-o până în momentul de față, dacă doriți, bineînțeles, să mi-ar face foarte mare plăcere să vă înscrieți la canal apăsând clopoțelul, este gratuit. Și știți că după aceea veți primi notificări cu ceea ce voi distribui pe parcurs și ne vom ține companie. De aceea sunt aici pentru dumneavoastră. Haideți să vedem pentru Zodia Rac săptămâna care urmează ce va fi, ce se va întâmpla pentru toți abonații mei, pentru toți cei care vor vedea acest videoclip pe canalul meu Luminița Tarot, ce va fi, ce se va întâmpla pentru Zodia Rac, ascendent în Zodia Rac. Haideți să vedem pentru toți abonații mei, pentru toți cei născuți în Zodia Rac, cu ascendentul Zodia Rac, pentru cei care vor vedea acest videoclip pe canalul meu Luminița Tarot. A ieșit. Dragii mei, văd în această săptămână că veți intra în legătură cu zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător, zodia berbec. Pajul de spade, aici văd că veți intra în contact cu o persoană născută în zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător, o persoană directă, dar foarte sinceră, da? Vă va spune opinia sa, poate nu vă va face plăcere, dar are dreptate, este o persoană poate indaco și este senzitivă această persoană. Văd foarte multă curiozitate. Vi se spune să fiți vigilenți în ce privesc contractele, deciziile dumneavoastră, să fiți atenți, să vă informați mai mult, să fiți mai curioși și văd că veți intra foarte mult pe rețele de socializare și văd și că o persoană poate vă urmărește, vă observă pe rețele de socializare. Împăratul aici văd că e nevoie de organizare, de disciplină, de logică. Poate veți intra în contact cu o autoritate sau cu un bărbat în semn de Berbec, Capricorn, un lider, un șef, o persoană cu autoritate aici. Sau doriți dumneavoastră să reușiți, reușit cum? Prin organizare și disciplină, logică. Văd aici un bărbat care uneori poate fi un dictator și dorește să comande. Un bărbat care îi place să aibă de toate, să spunem așa. Sau dumneavoastră veți hotărâ să fiți liderul vieții noastre, să vă luați puterea în mâini. Văd în ce privește, poate veți intra în contact cu o instituție, cu o autoritate și doriți să construiți ceva, doriți să construiți stabilitate. Acest personaj oferă stabilitate în viața sa sau persoanelor dragi. Asul de spade, văd că veți avea un mental clar, veți vedea lucrurile clar, veți comunica concis și la obiect. Veți spune, e nevoie să comunicați clar ceea ce vă doriți. Asul de spade spune că veți trece peste obstacole. Poate va trebui să luați o decizie pentru un nou început, pentru un nou studiu profesional, o nouă carieră, ceva nou sau un nou contract. Dar în ce privește autoritate sau pentru stabilitatea dumneavoastră, pentru un proiect de casă sau pentru o casă. Șaptele de cupe, văd foarte multă visare, vă gândiți la mai multe oportunități, la mai multe alegeri, văd confuzie. Trebuie să stați un pic cu picioarele pe pământ, pentru că vedeți, aceste persoane vorbesc așa și dumneavoastră sunteți în lumea dumneavoastră acolo să fantasticați sau să vă gândiți la ceea ce vă place sau la alegerile dumneavoastră. Vă gândiți poate la un bărbat în semn de foc, berbec, leu, săgetător, un bărbat, un lider, care vă inspiră, da, o persoană pasională, care vă gândiți la această persoană și visați la această persoană, la o persoană care este pasională, aduce protecție. Patru de cupe, văd aici că nu sunteți mulțumiți așa de mult în ce privește această persoană, văd o plictiseală sau o nemulțumire, o neplăcere.
Poate s-a întâmplat ceva cu acest bărbat și văd că îngerii sunt aici să vă trezească la viață și nu vedeți oportunitate, nu o vedeți pentru că ceva vă nemulțumește. Văd că veți avea cu familia alături de noastră persoane oneste, persoane sincere în familia noastră, uniune, o familie unită, armonioasă, unde există bucurie, veselie, iubire și veți primi ajutor din partea familiei, regele de cupe, un bărbat matur, emotiv, care va fi acolo pentru dumneavoastră, o persoană onestă, sinceră, care dorește să, într-un mod sau altul, să vă stea alături, să vă ajute. Haideți să clarificăm pentru Zodia Rac. Da, sunteți mai curioși în ce privește un proiect sau o casă sau stabilitatea noastră. Văd că veți avea parte de o reuniune, de o împăcare cu cineva, de soluții bune, comunicări, o împăcare cu o persoană. Acolo veți fi mai atentă, mai vigilentă, mai curioasă să aflați mai multe. Și văd cifra 4 și 60, 1960 sau 60 de ani. Bun. Haideți să vedem. Aș prefera câte una pentru fiecare, că nu vreau să fac confuzie. Împăratul. Haideți să vedem pentru Zodia Rac, ascendent în Zodia Rac, pentru împărat. Aici văd o lejeritate, un azart sau foarte multă muncă pe spatele noastre, foarte multă responsabilitate, foarte mult stres la locul de muncă și acest lucru nu vă place, vă preocupă, vă neliniștește, vă obosește, trebuie să aveți grijă de sănătate. Sau poate un bărbat în semn de foc, berbec, leu, săgetător, împărat, aici este, nu este leal. Merge din floare în floare, să spunem așa. Și aveți nevoie de lejeritate, poate. Și se va termina un ciclu cu acest bărbat. Asul de spade. Asul de spade, văd că veți lua notițe în casă, în familie, lua decizii, veți comunica clar și sau în relație de iubire, veți primi consolare, veți trece peste obstacole, veți discuta, veți lua o decizie pentru casă, casa dumneavoastră sau în relația de cuplu. Șaptele de cupe. Șaptele de cupe, văd că visați la o familie, la armonie sau vă gândiți la o prietenă care va veni în vizită la dumneavoastră. Văd că veți avea parte de reușită, de stabilitate, de ușurare, de reuniune, de petrecere. În ce privește acest bărbat, berbec, leu, săgetător, văd că sunteți malinconici, nostalgici, ați avut poate o discuție contradictorie sau veți avea o ceartă. Poate acest bărbat e mai impulsiv sau nu, vă gândiți foarte mult, vă veți gândi în următoarele zile că acest bărbat nu mai e cum a fost, s-a pierdut ceva sau aveți o nemulțumire, poate nu vă oferă atenția de care aveți nevoie. Patru de cupe, vești nu tocmai plăcute în ce privește un proiect, în ce privește stabilitatea dumneavoastră, de aceea sunteți nemulțumiți aici. Haideți să vedem. Zecele de cupe, văd că un bărbat în semn de apă, rac, scorpion, pește a ieșit din nou. Acest bărbat va fi alături de dumneavoastră să vă ajute și văd că veți primi sfaturi, vă va da sfaturi în ce privește stabilitatea dumneavoastră financiară, văd că veți primi chiar și un cadou, sfaturi, sau vă va da sfat în ce privește anumite obstacole, în ce privește stabilitatea noastră financiară sau în familia dumneavoastră. Și văd că veți avea foarte multă bucurie după atâtea răni și lupte, văd că vă veți bucura, veți ieși cu prietenii sau cu acest bărbat matur, emotiv, văd că veți ieși într-o excursie și văd că aveți foarte multă speranță din partea acestui bărbat. Da, văd foarte multă excitare sau poate chiar o explozie de pasiune sau... Văd foarte multă impulsivitate, nerăbdare.
Spune așa că o personală, o profundă forță interioară și dacă veți fi puternici și veți pune pasiune în ceea ce faceți și cu pace, vă veți asigura succesul. Ești pe drumul succesului. Vei avea și provocări, dar te îndrepți spre succes. Afaceri în ce privește familia ta. În următoarele zile te vei ocupa de afaceri care vorbește despre rădăcinile familiei tale. Și ești în drum spre succes. În ce privește relația ta de cuplu, sunt obstacole aici. Și zice să te uiți în jurul tău pentru a ieși din aceste obstacole, pentru a găsi fericirea. În următoarele zile, sau văd că sunt anumite obstacole în relația ta de cuplu și trebuie să cauți anumite ieșiri de a depăși situații, să cauți anumite soluții pentru a ieși din aceste obstacole. Iubirea ta, forța ta interioară și vulnerabilitatea ta, slăbiciunea ta este testată în ce privește relația ta de cuplu. Văd că treci prin anumite teste, ești pus la încercare și ți se cere să renunți. Uneori este mai bine să renunți decât să renunți și să lași ca Universul să lucreze în ce privește timpul divin, pentru a lăsa să vină de la sine o împăcare cu persoana iubită sau pentru a se soluționa, pentru a se rezolva această relație, aceste obstacole, aceste teste prin care voi treceți, să le renunți și să lași ca Universul să lucreze în locul tău. Și aici să privești profund emoțiile tale, pentru că văd că trăiești emoții profunde, să le privești, să-ți dai atenție ție, să încerci să te vindeci, să-ți oferi mai multă atenție ție și uite că vei simți cum inima ta va bate din ce în ce mai tare. Va veni acel moment în următoarea săptămână când persoana iubită se va apropia de tine sau va încerca să apropie de tine și inima ta va bate din ce în ce mai tare. Foarte frumos. Văd o reapropiere între voi doi. O reavicinare, o împăcare. Și spune, vă reflectați unul pe altul. Sunteți o relație de cuplu unde sunteți o oglindă. Vă reflectați unul altuia. Zice că în exteriorul tău este reflecția din interiorul tău. Deci tot ceea ce vezi tu în exterior este o reflecție de ceea ce ai tu în interior. Deci dacă tu ești optimist, iubitor, automat vei primi optimism și iubire din afară, din partea altor persoanelor dragi ție. Manifestare. Vei descoperi un obiect important ca un fel de talisman ce a aparținut unui membru al familiei tale sau vei primi un cadou într-un mod neașteptat. Fii conștient, conștientă că acest obiect are o mare valoare și te poate ajuta să înțelegi prezența încarnare pe pământ. Văd că vei manifesta în următoarea săptămână în ce privește obiectele tale, al familiei tale, poate vei primi un cadou sau te vei ocupa de familie, de lucrurile tradiționale a familiei tale, te vei întoarce la valorile familiei tale sau vei fi mai prezent în familia ta și poate chiar vei descoperi un obiect important care ți va fi ca talisman ție, care a aparținut unui membru al familiei tale. Are o mare valoare. Și îți vei înțelege mai bine prezența ta pe pământ în momentul prezent. Chiar o sentiență. Vei vedea din ce în ce mai clar. Tu ești arhitectul vieții tale. Poate ți se va părea excentric și extravagant, dar în realitate ai puterea de a simți pe pielea ta vocea Universului. Ești foarte empatic. Ai încredere în donul tău și vei ajunge la iluminare spirituală. Chiar o sentiență. Adică e ca și cum știi tot și toate sau vei vedea mai clar lucrurile din jurul tău și văd că ești sintonizat cu vocea Universului. Vei simți pe pielea ta evenimentele din jurul tău.
vei fi pe aceeași frecvență cu alte persoane din jurul tău. Și cifra 22, ești foarte empatic și foarte intuitiv. Foarte frumos. Zice să ai încredere în acest don, că poți ajunge la iluminare spirituală. Dragii mei prieteni, vă îmbrățișez și eu vă aștept data viitoare. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Vă doresc o săptămână minunată, binecuvântată. La revedere, numai bine, v-am pupat, Doamne ajută!